despre implantologia digitală și analogă. De ce? Pentru că în acest moment suntem într-o etapă de trecere. Scanarea intraorală este foarte exactă pentru că elimină toate diferențele amprentei clasice și elimină și toate erorile care pot apărea atât în cabinet cât și în laborator. Despre designul implantului, despre felul în care se tratează suprafața, cum se face sterilizarea, gradul titanului din care este realizat implantul și bontul, atunci voi face o alegere corectă pentru practica mea. Digitalizată.